Bună și bine v-am regăsit! Am ales pentru astăzi o selecție de parfumuri de care vă puteți bucura în această primăvară și pentru că nu trebuie să plătești foarte mulți bani ca să miroși bine, am ales parfumuri accesibile, parfumuri de care eu mă bucur foarte mult, care îmi plac și sunt parfumuri care aduc bucurie, sunt vibrante, sunt fructate, sunt dulci, proaspete, suculente, da. Este perioada în care putem să purtăm parfumurile alea dulci, dar și juicy. Și haideți să începem cu parfumul pe care îl port astăzi, dar înainte de toate, pentru că am nevoie de voi să fiți alături de mine pe acest canal, vă rog să distribuiți clipurile mele, să nu uitați de like, să nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și reveniți pe acest canal și dacă vă doriți să susțineți acest canal, puteți să vă și alăturați. Aveți acolo 4 tipuri de abonament, cel mai mic este de 3,99 lei pe lună. Atât, haideți să începem cu parfumurile. O să încep cu parfumul pe care îl port astăzi. Și este un parfum care cu siguranță aduce bucurie. Este un parfum vesel, este un parfum vibrant, este un parfum colorat. Te duce cu gândul la roșu, la galben, la albastru, la culori din astea foarte vesele și frumoase și este un parfum cu fructe roșii, are și un strop de ghimbir, are și un pic de caramel, are și vanilie, este dulce, fructat, juicy și totodată este un parfum proaspăt. Îmi place foarte mult, este bucurie într-o sticluță, este minunat parfumul acesta, am și backup la el și cred că o să mai cumpăr o sticlă pentru că vedeți că pe acesta deja l-am consumat, mai am puțin în el și mă bucur tare mult de el, o să-l folosesc în această perioadă. Sunt, cum să zic, este un parfum care provoacă dependență, atât de frumos este, îl găsiți pe Dubai Collection, puteți să folosiți și codul meu CC05 pentru un mic discount. A fost dragoste la primul puf cu acest parfum și mă bucur tare mult că l-am descoperit. Dacă vă plac și vouă parfumurile dulci, suculente, fructate, trebuie să-l aveți în colecție pe Mojo. Un alt parfum pe care eu îl iubesc tare mult este Lalique Satin. Este un parfum dulce, vanilat, pudrat și totodată elegant. Mi se pare că este foarte potrivit primăvara pentru că este feminin și elegant, este dulce, dar încă este răcoare afară, adică e destul de dulce și pudrat, dar totodată vesel, elegant, tineresc și frumos și vi-l super recomand și pe acesta. Testați-l dacă aveți ocazia pentru că este un eleganțel tare frumos și versatil. Următorul parfum este Quatre de la Boucheron, este un parfum tare plăcut și lejer, ușor de purtat. Acesta, față de cele două despre care v-am povestit, este ceva mai proaspăt, este un parfum pe care îl poți purta fără probleme și vara și are o combinație de fructe, inițial miroase a citrice, apoi vine o aromă de fructe dulci, piersicuță ceva, avem și iasomie și în bază mi se pare că se usucă proaspăt, moscat, trandafiros, așa. Deci, dacă vă plac parfumurile proaspete, florale, lejere, un parfum versatil pe care poți să-l porți primăvara și vara, zic eu, Quatre de la Boucheron este unul foarte frumos, un parfum de zi cu zi, foarte plăcut, foarte plăcut. Trecem mai departe la un alt parfum pe care eu îl iubesc tare mult și pe care vi-l recomand cu tot dragul, mi se pare foarte potrivit în această perioadă. Din nou este bucurie într-o sticluță, este un parfum cu o deschidere juicy, dulce, puțin acrișoară, e o combinație de fructe dulci, acrișoare, apoi vine izul acela puțin aromatic, vanilat și are o bază lemnoasă foarte plăcută. Deci este un parfum superb, un parfum perfect pentru mine în această perioadă. Îmi place mult de tot și vi-l recomand. Un alt parfum fructat cu pară este acest Gadiza Woman de la Ariana Grande. Este un parfum care mi se pare potrivit în această perioadă. Nu l-am mai purtat de ceva timp, dar este un parfum care îmi place și în special aroma asta de pară. Este o pară dulce, zemoasă, coaptă, plăcută. Nu știu de ce n-am mai purtat parfumul acesta. Am avut altele și nu am mai întins mâna după el, dar în continuare a rămas în colecția mea. Este singurul parfum de la Ariana Grande pe care îl am și care îmi place. Și am mai testat unul care nu știu cum se numește, Rem, parcă, și pe acela mi-l doresc în colecție, dar nu știu, pe acesta nu l-am mai folosit de mult și cumva aveam așa o reținere față de el, dar acum testându-l îmi place mult, da. Da, pentru para asta dulce și coaptă îl țin în colecție și o să-l folosesc pentru că este foarte, foarte frumos. Un alt parfum potrivit pentru primăvară, care este foarte frumos și are și un preț ok. Următorul parfum pe care vi-l recomand este acest Mademoiselle Twist de la Mauboussin, un parfum dulce cu citrice, vanilie, pralină. Este și un parfum fructat și dulce totodată, frumos, persistă bine, mai ales pentru prețul pe care îl are și se duce în zona Poison Girl, da. Este un parfum foarte, foarte frumos, este dulce, este fructat, este o combinație interesantă de pralină, citrice și vanilie. Îmi place, este potrivit în această perioadă pentru că este dulce, dar nu este leșinător, nu este intoxicant. E lejer, potrivit de zi cu zi, dacă vă plac parfumurile dulci. Testați-l pentru că este foarte frumos. Următorul parfum este unul feminin, dulce, fructat, proaspăt în același timp și romantic, aș putea să spun. Este un parfum care seamănă destul de bine cu Givenchy, cu Irresistible de la Givenchy și miroase tare bine, are un preț super ok, are o deschidere de citrice, pară și galbanum. În mijloc avem bujor și zambilă și în bază avem cacao și cedru. Îl simt dulce, dar nu pot să zic că simt cacao, niciodată nu mi s-a părut că simt cacao în acest parfum. Mi se pare mai degrabă roz, așa miroase a bujor, miroase a flori. Eu simt și ceva trandafir, un trandafir tânăr în combinație cu bujor și baza asta nu mi se pare că are vreo treabă. Îl simt în continuare foarte feminin, foarte romantic, dulce, proaspăt în același timp, dar e girly așa și foarte ușor de purtat, versatil, frumos și acesta la fel are un preț super, super ok. Mergem mai departe cu un parfum ceva mai matur și mai serios de această dată. Un parfum floral, este vorba despre Rumeur de la Lanvin. Acesta este un mare buchet de flori, este primăvara într-o sticluță, este un parfum feminin și matur, aș spune totodată. Are o deschidere de magnolie, avem și lăcrămioare, trandafiri, iasomie, floare de portocal și prune și avem o bază de mosc, paciuli și ambră. Parfumul acesta este un floral așa bogat, cărnos, aș putea să spun, elegant, feminin, matur, un floral moscat foarte frumos, foarte frumos și din nou mult peste prețul pe care îl are. Deci are un miros foarte plăcut. Da, primăvara într-o sticluță, este un buchet de flori, este un buchet de flori albe. Îmi place foarte mult parfumul acesta și vi-l recomand și pe el. Un alt parfum pe care eu vi-l recomand cu tot dragul este acest Areza Belle Fleur by Hemani, un parfum pe care îl găsiți pe dubaisol.ro. Dacă vă place Aura de la Mugler, cu siguranță vă place și acesta și are un preț mai mic. Este inspirat din Aura Mugler, este parfumul acesta magic cu note verzi, cu vanilie, lemnos, plăcut și mi se pare foarte potrivit pentru primăvară și pentru vară. Este și verdele acela în ghilimele, dar și dulce, vanilat, este foarte, foarte plăcut. Dacă ați testat Aura de la Mugler, cu siguranță știți la ce mă refer. Următorul parfum este Girl of Now, Elie Saab. Un parfum foarte frumos, pudrat, dulce, gurmand, migdalat. Are ca și note fistic, pară și mandarină. Nici pe el nu l-a mai purtat de mult, dar a venit și perioada în care o să-l port pe el. Da, este migdalat, este dulce, este plăcut. Cu siguranță îl cunoașteți, are nota aia de fistic care mă nebunește, îmi place mult de tot. Este un pudrat dulce, gurmand. Dacă vă plac parfumurile dulci, dacă vă plac migdalele, fisticul în parfumuri, cu siguranță vă place și acesta. Bine, asta în cazul în care nu-l cunoașteți, pentru că toată lumea știe Girl of Now de la Elie Saab. Este minunat. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este Carven Dans ma Bulle. Nu prea am vorbit noi despre acest parfum pe acest canal pentru că l-am primit în perioada rece și el mi se pare că este mai potrivit pentru primăvară și vară. Îl pun eu în aceeași categorie cu Quatre de la Boucheron sau cu... și cu Amo Ferragamo îl pun în aceeași categorie și cu Anais. Deci dacă vă plac parfumurile astea, vă place și acesta cu siguranță. Doar că pe acesta față de Boucheron îl văd mai dulce în uscare. Pe acesta îl văd mai proaspăt, trandafiros. Pe acesta îl văd ceva mai dulce. Și pentru că nu am vorbit despre el până acum, haideți să vă spun și ce note are, pentru că are o tonă de note. Avem în deschidere licii, bujor, trandafir, mandarină, bergamot și lămâie. Hai să-l pulverizăm să vedem. Din nou, este un parfum proaspăt, girly, romantic, plăcut, roz. Proaspăt roz, așa. Da, se simte bujor, se simte licii. E dulce, e plăcut. Foarte frumos este parfumul acesta, foarte frumos, este floral, fructat și proaspăt totodată. Avem în mijloc heliotrop, note dulci, piersică, pară, iasomie, note verzi, lăcrămioare și migdale caramelizate. E frumos, e frumos. Este din nou parfumul acela juicy, fructat, dulce, miroase și a bujor, miroase și a roz, așa. Iar în bază avem vanilie, lemn ambrat, paciuli și lemn de santal. Da, v-am zis că este ceva mai lemnos, mi se pare că se duce mai mult în zona asta de Amo Ferragamo în uscare. Este mai vanilat și mai dulce, dar e foarte frumos. Și îl găsiți la preț super bun pe depozitul de cosmetice. Acolo l-am văzut mereu la preț bun, mai are și câteva flancăre. Mai este și Dans ma Bulle de Mask, parcă. Da, sunt mai multe și chiar este un parfum frumos. Este un parfum potrivit pentru primăvară și vară. Și v-am zis, dacă vă plac parfumurile astea, încercați-l pentru că nu aveți nimic de pierdut. Are și un preț super ok, dar e un parfum plăcut, iubibil. Ei bine, acestea sunt recomandările mele vesele pentru această primăvară. Sper că v-a plăcut clipul acesta. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Aștept și eu cu drag recomandările voastre de parfumuri vesele pentru primăvară, romantice, juicy, dulci, proaspete. Cu mare drag le aștept în comentarii. Dacă vă doriți să susțineți acest canal, puteți să vă și alăturați, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, nu uitați să lăsați un like și să împărtășiți cu prietenii voștri acest video. V-am pupat! Pa, pa!